Expresia a merge în Străști însemna, de fapt, a merge la Deni. Nu cum o folosesc unii peiorativ sau într-un mod să zic total neadecvat. Chiar dacă Denia este o priveghere, ea diferă de ceea ce tipicul indică prin priveghere. Denia este doar utrenia simplă, după tipic, dacă e după rânduiala bisericii, a zilelor de rând. Deci denie se poate face și în timpul anului, în acest sens. În vreme ce priveghere presupune utrenia unită cu vecernia și litia. Litia fiind, să zic așa, pâinița care o primesc cei care participă la slujbă, tocmai pentru că ei trebuie să rămână mai mult în biserică. Și atunci, rămânând în biserică, să nu trebuiască să întrerupă, să meargă la masă, primesc litie. Asta e sensul litiei. Nu ne place să mâncăm litia, dar noi o facem o litie de lux, să spun așa, nu în sensul liturgic în care ea a fost instituită. În Denia, așa să zic, nu se aseamănă cu utrenia din zilele de rând, pentru că ea cuprinde cântări și rugăciuni specifice doar perioadei Sfintelor Paști. Așa cum spuneam, începe cu iată, mirele vine, la miezul nopții și se cântă și luminând a cămara ta, Mântuitorule, și troparul când slăviți ucenici. Sunt doar, să zic, câteva texte pe care le recunoaștem foarte ușor și din care ne dăm seama că ne aflăm la Odenie din Postul Mare. Un alt termen care aș vrea să-l lămuresc tehnic este post. Ce este postul? Tehnic vorbind, deci nu despre, să zic, teologia postului și toate câte de bună seamă le-ați mai auzit, ci postul ca termen clarificat, să zic, după dicționar, spune că este ajunare, sec, perioada în care se ține post, mâncare de post. După unul dintre interpreții lingviști, postul, care vine din slavonește, cu accentul ăsta postul, așa ceva însemnează. Și la cehi se folosește așa, și la polonezi, și la ruteni, și la ruși, tot postul e post, cam la toți ortodoxii este post. A posti, a ține postul, însemnează a nu mânca, sau să zic într-un mod, să zic, mai lumesc, a răbda de foame. Asta, să zic, se spunea, dar un pic așa se spună, mai în glumă, mai în serios. Așa. De acolo vine și cuvântul posnic. Noi îmi zicem pusnic, posnic, pentru că pusnic însemnează de fapt altceva în slavonă. E vorba de o pasăre. Rândunica mi se pare că este pusnic. Posnic, de fapt, ăsta este, de acolo pleacă, de la post. Cei care posteau în pustiu și care locuiau în pustiu și posteau. Și postitorii tot postnici sunt. Deci noi când ținem postul, suntem postnici. Un alt termen care aș vrea să-l clarificăm împreună este patimă. Patimă, pătimire, a pătimi, are semnificații diferite și sensul în care noi spunem săptămâna patimilor nu este legat de patimile unui om. Patim ca și cădere, ca și, să spun, păcat, ci de suferințe. Și dicționarul spune că are și semnificația asta, deci sentiment puternic și violent care copleșește pe om, întunecându-i adesea dreapta judecată. Aia e patimă ca și cădere. Da? Pasiune, iubire excesivă pentru ceva, pornire nestăpânită, suferință morală, părtinire, parțialitate, dușmănie, ură. Deci astea toate, să zic, și în termeni populari, însemnează patimă. Dar pătimirile Mântuitorului sunt suferințele îndurate de Iisus Hristos, Mântuitorul, până la răstignirea Lui pe cruce inclusiv. Și de aceea săptămâna dinaintea pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos și tot postul se numește postul patimilor Mântuitorului Iisus Hristos sau a pătimirilor, dacă vrem să spunem mai corect în românește, așa cum, de pildă, cu Paște, care are iarăși semnificații și urarea asta de Paște fericit este o urare foarte nefericită, pentru că se suprapune peste verbul a Paște, se spun semnificația,
Și când cineva îți spune Paște fericit, parcă te trimite la păscut, nu-ți face o urare, să spun așa, dacă înțelegi limba română. Au tradus, să zic, din alte limbi, unde sigur că Crăciunul e fericit, Paștele este fericit pentru că era bunăstare. Acum nu știu dacă o să mai fie așa de fericit după toate evenimentele de acum, pentru că, cum spunea un părinte așa zice, nu Paștele trebuie să fie fericit, ci noi trebuie să fim fericiți. Deci Paștele nu poate fi fericit sau nefericit, ci noi putem fi fericiți sau nefericiți. Atunci, sigur că ar trebui și la patim tot așa să adaptăm și să spunem pătimiri și nu patima. Postul era așezat cu toată pregătirea necesară, inițial, pentru pregătirea celor care veneau la Sfânta Taina Botezului. Era perioada, auziți acolo la liturghie când zice cei chemați, cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm. Apoi zice acolo în Săptămâna Luminată, cei chemați la lumânare, luminare. După aceea ieșiți, adică stăteau până la înainte de crez, când se intra în partea principală a liturghiei și apoi trebuia să părăsească biserica. Și înainte de simbolul credinței sau de crez, se spunea ușile, ușile, adică se închideau ușile după ei și ei rămâneau dincolo de uși și înăuntru rămâneau cei care erau botezați și participau la Sfânta Taină care se petrecea în timpul Sfintei Liturghii, prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului și apoi se împărtășeau. Deci postul era o pregătire. Era o pregătire pentru toți credincioșii, dar pentru cei care veneau la botez, era prima lor mare pregătire și era ca o promisiune. Deci ei până la capătul drumului mergeau pe calea postului cu toată asprimea și își asumau tot drumul postului. Deci pregătirea asta consta nu numai în abstinență de la anumite mâncăruri, deci tirofagie, cum să zic, este termenul consacrat, sau aici în Occident era carneval, dar știți că la începutul postului se face aici câte un carnaval, dar de fapt era carneval din latinește, adică era lepădarea de carne, nu era hai să mâncăm carne. Deci s-a transformat tot într-o veselie și într-o petrecere. Sau cum spun nemții la un moment dat, nu în loc de Fastnacht, spun Fasănnacht, adică noaptea butoaielor. Tot în acest sens, să zic, lumesc. Și au degradat, să zic, s-a degradat prin, în felul acesta, să spun, termenul adevărat. Revin la oile noastre. Postul a fost așezat pentru pregătirea creștinilor în vederea învierii Mântuitorului Iisus Hristos, adică a bucuriei învierii. Și în primul rând a celor care urmau să primească Sfânta Taină a botezului și care apoi la Paști se botezau și intrau între creștini cu toate cele depline ale creștinismului. Un alt termen care aș vrea să-l lămuresc, și ăsta va fi ultimul termen care mi-am propus să-l lămuresc, este triodul, perioada triodului, calea postului legată de triod. Triodul este, îl cunoașteți din biserică ca și o carte groasă, care ia locul altei cărți numită Octoihul, îndată ce ne apropiem de perioada postului mare, de la Duminica Vameșului și a Fariseului mai precis. Și de acolo până în ajunul învierii Mântuitorului folosim cartea Triodului. Triodul este de fapt o perioadă, e o perioadă din anul liturgic bizantin, cuprinzând postul mare și urmată de săptămâna mare, deci ultima săptămână în care ne aflăm și noi acum, și precedat de o perioadă pregătitoare, înainte de a începe postul, înainte de lăsata secului, cum se numește, de brânză, mai este lăsata secului de carne. Și înainte de lăsata secului de carne, sunt două duminici încă care ne anunță de intrarea în perioada triodului. Deci, perioada triodului este foarte importantă în rânduiala bisericii, prin conținutul teologic al cântărilor și a slujbelor care se fac în această perioadă.
Numele acestei perioade vine de la faptul că în acest timp se cântă doar trei ode poetice la Utrenie, în loc de nouă. Știți că sunt nouă cântări care se cântă și la ultima spune pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări la unde s-o cinstim și se cădește în biserică. Deci cântările alea nouă se reduc la trei. Deci e un canon special. Nu se vede că sunt mai scurte, dar sunt mai bogate în conținut și în învățătură teologică. Și mai sunt șase cântări biblice care se cântă în această perioadă și cărțile specifice sunt Triodul și Strașnicul, cum se numește în popor, care se folosesc în perioada Apostolii Mari. Triodul, așa cum spuneam, începe în Duminica Vameșului și a Fariseului, după care urmează o săptămână relativ obișnuită din punct de vedere liturgic și ascetic, apoi urmează Duminica Fiului Risipitor și apoi, începând cu această duminică, săptămâna ce urmează, numită și Săptămâna Cărnii, va fi de trup, de fruct. Se mănâncă toate cele, adică este dezlegare și în zilele de post, miercurea și vinerea. Sâmbăta este o rânduială specială și apoi urmează duminica înfricoșătoare judecăți. Iar începând cu luni dimineața, are loc lăsatul secul de carne, adică se intră în săptămâna albă, cum e numită, când se mănâncă brânzeturi, ouă și pește când e dezlegare. Sâmbăta aceeași săptămână este rânduită să se facă și o pomenire pentru cei adormiți, o pomenire mai mare, cum e numită. Apoi urmează duminica izgonirului Adam din Rai și aici începe postul propriu-zis. Ultima duminică, să zic, în care se mai mănâncă de fruct, adică se mănâncă cu cele de brânză, cum spuneam, mai înainte și lactate. Să intrăm în Deni acum, care este, să zic, care sunt tema acestei după-amieze. Deniile, așa cum spuneam mai înainte, mai la început, sunt în forma aceasta în care se cântă în postul mare, sunt sub formă de priveghere specială. Respectiv, ele se fac, de exemplu, și în prima săptămână din postul mare, dar într-o formă unită cu vecernia. Apoi, sau cu pavecernița. De exemplu, pavecernița și canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul în prima săptămână din postul mare. Apoi, numai în săptămâna a cincea se revine iarăși cu miercurea și vinerea cu Deni. Este o săptămână iarăși specială și o să vedem imediat că o să vă aduc aminte duminicile care sunt în postul mare și o să vedeți că este legat de semnificația duminicii care precede acea săptămână. Și apoi în ultima săptămână din postul mare, în care se fac în fiecare zi Deni, luni, marți, miercuri, joi, vinerea mare și sâmbăta mare. Toate se fac o zi înainte, adică cu o seară înainte, pentru că ziua liturgică începe seara la apusul soarelui. Atunci este începutul zilei liturgice și așa se fac și slujbele. De aceea facem noi vecernia zilei de mâine, o facem astăzi, de exemplu. Duminicile din postul mare sunt după o săptămână întotdeauna așezate. Deci, în mod normal, după prima săptămână de post apare duminica întâia din post. De ce? Pentru că duminica dinaintea primei săptămâni din post, postul a început seara, la vecernie. Deci n-a început de duminică, propriu-zis, ci de luni, să zic așa. Și la sfârșitul săptămânii este duminica întâia din post. Duminica numită și a Ortodoxiei. Ea este precedată de o pomenire mare a morților. Am mai repetat asta, am spus asta înainte. Sâmbăta Sfântului Teodor și după duminica întâia este duminica Sfintei Cruci, care e considerată ca fiind duminica de la mijlocul postului. Și după duminica Sfintei Cruci este duminica Sfântului Ioan Scăraru, duminica a doua, pardon, este a Sfântului Grigorie Parama, a treia este a Sfintei Cruci și a patra este a Sfântului Ioan Scăraru
După care urmează joia canonului celui mare, când se face prima denie, să spun așa, importantă din săptămâna aceasta, de la mijlocul postului, o putem numi, și s-a trecut în a doua jumătate a postului și se face această rânduială a canonului. De aceea mulți dintre părinții duhovnici dau canoane speciale pentru prima săptămână din post, pentru săptămâna de la mijlocul postului și pentru săptămâna ultima din post. Tot în săptămâna aceea este și sâmbăta acatistului, adică vinerea, de fapt, seara, vinerea ziua se face acatistul, sau denia acatistului, numit așa, deci o denie în cadrul căreia se cântă acatistul Bunei Vestiri, un acatist, primul acatist, de fapt, formulat și care a salvat Constantinopolul de la asaltul păgânilor. Apoi urmează Duminica Sfintei Maria Egipteanca și Sâmbăta lui Lazar, cu care deja am intrat în imediata apropiere a săptămânii patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. V-am promis că mă opresc asupra poeziei deniilor și o voi face. Dacă ascultați cu atenție textele cu care se începe, de pildă, în prima săptămână a postului, ascultăm la vecernie. Întotdeauna, dacă sunteți atenți la slujbele de la vecernie, o să înțelegeți ce se întâmplă și a doua zi la utrenie și o să înțelegeți, de fapt, ce însemnează ziua respectivă a duminicii, care e pregătită prin aceste rugăciuni de sâmbătă seara și de duminică dimineața. Ne spune aici, de pildă, ne anunță în prima săptămână și spune: postind, fraților, trupește, să postim și duhovnicește, să dezlegăm toată legătura nedreptății, să rupem încurcăturile tocmerilor celor silnice, adică făcute cu sila, așa cum a făcut Irod, de pildă, cu promisiunea care a făcut-o Irodiadei, tot în scrisul nedrept să-l desfacem, să dăm flămânzilor pâine și pe săracii cei fără de case să-i aducem în casele noastre, ca să luăm de la Hristos Dumnezeu mare milă. Vă dați seama ce impact avea o asemenea poezie creștină asupra cuiva care vroia să primească taina Sfântului Botez. Noi care am primit-o deja, poate că nu ne-am aplicat suficient să înțelegem. Mi se pare că ne-am născut creștini, suntem creștini și asta ne ajunge. Dar trebuie să fim atenți că, fără să înțelegem sensul învățăturii creștine, am rămas niște creștini bebelași, așa, în fașă, nematurizați, necrescuți încă suficient ca să putem să ne asumăm propria viață de creștini. Din canonul care începe în prima săptămână a postului mare, canonul Sfântului Andrei Tuiteanu, care se mai repetă în timpul postului mare, prima strofă, pe glasul a șasea, adică blând, în modul minor, așa frumos cântat, spune: ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire, acesta este Dumnezeul meu și îl voi slăvi pe el, Dumnezeul părintului meu și îl voi înălța pe el, căci cu slavă s-a prea slăvit. Este iarăși o mărturisire de credință și în același timp o pregătire sufletească prin care recunoști că Dumnezeu este cel care îți ocrotește viața și care te călăuzește. Mergând mai departe spre săptămâna a cincea, când am spus iarăși sunt deniile specifice de la mijlocul postului, o să vedem iarăși cum crește în intensitate mesajul teologic pe care textele de la aceste denii ni le pun în față, începând cu vecernia, care pregătește, să spun, denia, ce cel ce ne-ai dat vremea postului ca să ne întoarcem și să fim vii, deci arată pentru ce am făcut noi postul acesta, și nici cum să pierim, deci nu ne-ai dat postul ca să ne distrugi pe noi, să ne nimicești, să ne flămânzești, cum ziceau evreii când i-a scos Moise din robie, că mai bine am fi rămas acolo în țara Egiptului, măcar aveam ce să mâncăm și să bem. Și zice: cuvintea lui Dumnezeu, învrednicește-ne pe toți să ne facem bine plăcuți ție
și cu umilință fierbinte să slujim. Hristoase, ca femeia păcătoasă cea înțeleaptă, care pentru mir și pentru vărsarea lacrimilor celor fierbinți oarecând a luat iertare de greșeli. Iar chiar la Denia, din care se spune miercurea seara, Denia marțiara, care se zice marțiara pentru miercuri, deci Denia de miercuri, tot din săptămâna de la mijlocul postului, deci făcând noi dragostea mâncare, adică făcând din dragoste mâncare, nu din mâncare dragoste, vedeți? Ce frumoasă, e poezie curată, chiar dacă nu este, să zic, versificat în românește. Făcând noi dragostea mâncare, cu post să înfrânăm patimile și să ne sârguim a fi credincioși și a viețui cu bună plăcere lui Dumnezeu, celui ce s-a înălțat pe cruce pentru noi și cu sulița a fost împus în coasta sa, ca să ne împărtășim de desfătarea cea mai bună și veșnică, slăvind pe Mântuitorul sufletelor noastre. Deci aici ne aduce mai aproape de împărtășanie, deja, deci până înainte nu vorbim de împărtășire, vedeți, pentru cei care se pregăteau pentru Sfânta Taina Botezului, și aici deja începe să le arate Sfânta Împărtășanie, să o vadă în fața ochilor sufletești, să-L vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel cu sulița a fost împuns pentru noi și pentru mântuirea noastră. Iar apoi, la Denia de joi seara, Denia zilei de vineri din săptămâna de la mijlocul postului, e de pocăință, adică ne arată o cale specială prin care putem să mergem mai departe și zice, între tâlharii gândurilor mele căzând. Deci, tâlharii gândurilor mele, cei care îmi fură gândurile. Am fost prădat de minte, eu ticălosul, și cumplit fiind bătut, tot sufletul mi s-a rănit. Și pentru aceasta zac gol de virtuți în calea vieții. Și face aluzie la Samaritanul Milostiv, aici, de fapt, la întâmplare, la pilda pe care a spus-o Mântuitorul cu Samaritanul Milostiv. Ce preotul, văzându-mă că mă chinuiesc din pricina rănilor, pentru neputința tămăduirii, trecându-mă cu vederea, n-a căutat spre mine. Și noi unii de multe ori ne plângem de duhovnicii noștri, vedeți? Da. Și levitul, iarăși nesuferind durerea cea stricătoare de suflet, văzându-mă și el a trecut pe lângă mine și de alți slujitori ai bisericii. Iar tu, cel ce ai binevoit a te întrupa, nu din Samaria, ci din Maria, Hristoase Dumnezeule, dăruiește-mi tămăduire cu iubirea ta de oameni, vărsând peste mine mare mila ta. Ce frumos! Aici deja parcă vorbește Mântuitorul care spune, zice, să n-ai alt învățător, să n-aveți alt învățător afară de mine. Deci Salvatorul nostru este Dumnezeu, este Hristos, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, că toți suntem ai lui Hristos, că unul zice că e al lui Apollo, altul lui Pavel, zice, oare s-a răstignit Pavel pentru voi sau Apollo sau Petru pentru voi, zice, toți suntem ai lui Hristos pentru că Hristos a răstignit pentru noi toți. Iar mai departe, tot vinerea, în a cincea săptămână, la vecernia de vineri, zice, însumi de voia mea m-am dezbrăcat de podoaba virtuților, adică de bunăvoie mi-am aruncat, să spun, hainele, pentru neascultarea mea cea dintâi. Iar acum m-am îmbrăcat iarăși în aceasta, prin pogorârea ta la mine, cuvintea lui Dumnezeu. Că nu m-ai trecut cu vederea pe mine cel rănit de cumplitele patimi și călcat în cale ca de niște tâlhari, ci cu puterea ta cea tare ajutându-mă, m-ai învrednicit de ajutorul tău mult milostive. Și mergând și mai departe, găsim texte foarte frumoase la vecernia de vineri seara, în săptămâna a cincea, la vecernia care are o anumită rânduială specială și zice, ieșind din dumnezeieștile tale porunci, ca din Ierusalim, deci am ieșit părăsind Ierusalimul, poruncile sunt Ierusalimul și eu am părăsit Ierusalimul și ajungând la patimile Ierihonului, Ierihonul care a fost la Ierusalim, dacă a fost în Țara Sfântă, ați putut vedea, mai ales valea Ierihonului, așa, care e seacă și uscată, țărându-mă de deșarta slavă a grijilor celor lumești.
Am căzut între tâlharii gândurilor. Vedeți tot de căderea asta între tâlhari ne vorbește în această perioadă de mijloc. Dezbrăcându-mă aceea de veșmântul harului înfierii, zac în răni, ca și cum aș fi fără de suflare. Preotul trecând și văzându-mă, văzând căderea, nu m-a luat în seamă. Levitul și el, îngrețoșându-se, a trecut pe alături. Iar tu, Doamne, cel ce te-ai întrupat din fecioară în chip de negrăit, prin vărsarea Mântuitorului sânge și a apei ce s-a vărsat de bunăvoie din coasta ta, picurând ca niște unde lemn Hristoase Dumnezeule peste rănile mele, în fășoarele cu legături, rânduiește-mă în ceata cerească ca un milostiv. Apoi găsim în săptămâna florilor, deci săptămâna care urmează după florii, adică săptămâna mare, găsim la, tot așa la vecernie, vi le spun astea la vecernie că sunt mult mai cuprinzătoare, așa, și mai formulate teologic, spune, bogat fiind în patimi, eu, m-am îmbrăcat cu veșmântul cel înșelător al fățărniciei, veselindu-mă în răutățile neînfrânării și arăt nemilostivire nemăsurată, neuitându-mă la mintea mea cea lepădată înaintea ușilor pocăinței, flămândă de tot binele și bolnavă de nepurtarea de grijă. Dar Tu, Doamne, fă-mă Lazar sărac de păcate, înainte de Florii a fost sâmbăta lui Lazar, ca nu cumva, rugându-mă, să nu aflu deget să-mi răcorească limba mea, vorbește despre Lazar cel sărac de asta dată, jeluindu-se în văpaia cea nestinsă, ce mă sălășluiește în sânul patriarhului Avraam ca un iubitor de oameni. Și ceea ce se citează din diferite texte biblice, tot în sensul acesta merge al pocăinței, spune într-un prochimen, glasul 4, zice, făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea ta și a tot poporului lui. O citat dintr-un psalm, din psalmul 115, versetul 5. În concluzia rânduielii denilor din postul mare, găsim așa de frumos spus aici, în săptămâna florilor, la vecernia de vineri seara, săvârșind aceste 40 de zile, cele de suflet folositoare, cele 40 de zile de post, adică, cerem să vedem și sfântă săptămâna patimii tale, iubitorule de oameni, ca să preaslăvim în ea măririle tale și nespusă orânduirea ta cea pentru noi, cu un cuget cântând, Doamne, slavă ție! Adică cerem, cum cerem să vedem și Sfânta Săptămână a patimii tale? Păi o cerem prin faptul că am postit 40 de zile, iar Săptămâna Mare, mulți dintre creștini, cel puțin cei bătrâni, ajunau în fiecare zi din Săptămâna Mare. Și prin aceasta își aspreau viața și starea trupească chiar, îmbunătățindu-și starea sufletească și înțelegând mai bine pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos. În acest sens, deniile din postul mare și în mod special cele din săptămâna mare sunt un urcuș continuu, sunt trepte către învierea Mântuitorului Iisus Hristos. În deniile din această săptămână am putut să vedem prin textele evanghelice care s-au citit, am putut să vedem semnificația fiecărei zile după textul evanghelic care a definit-o. Și în fiecare zi din săptămâna mare, se poate spune, s-a făcut o sinteză a săptămânilor anterioare de la începutul postului până la începutul săptămânii patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Săptămâna Mare este o concluzie, o sinteză a întregului post și de aceea, în mod deosebit, Săptămâna Mare ne oferă și în conținut, la Sfintele Slujbe, un mesaj foarte concentrat, dar pe care îl putem înțelege dacă trecem și prin deniile anterioare și putem să și trăim Săptămâna Mare altfel,
dacă am trecut bine toată perioada postului.